Salutare, numele meu este Narcis. În acest clip voi oferi câteva sfaturi ce pot fi folosite în anumite cazuri pentru a recupera datele și pozele de pe un telefon Samsung cu ecranul spart sau pentru a face backup ce se poate restaura apoi pe un alt telefon Samsung. Am desenat un X simulând ecranul spart. Atenție că acest video poate ajuta doar în anumite cazuri, iar în celelalte fiind necesare metode ce necesită cunoștințe și aplicații avansate sau înlocuirea a ecranului. Le iau pe rând. Dacă ai card de memorie, sunt șanse mari ca pozele și filmele personale să fie deja stocate acolo. Doar scoți cardul și îl pui într-un card reader pe USB, conectat la calculator și ai acces la tot ce este pe card. Pentru deblocarea ecranului și transferul datelor din telefon pe calculator sunt necesare următoarele. Un cablu micro USB sau USB tip C, conectat la un port USB al calculatorului. Un conector USB ce are într-o parte o mufă de conectare la telefon micro USB sau USB-C și în cealaltă parte USB-A sau cablu similar cu funcție OTG un mouse standard USB sau un mouse Bluetooth util în cazul în care îl putem corecta la telefon și o tastatură normală pe USB. Există două cazuri. Primul, dacă nu ai setat nicio metodă de protecție, doar conectezi telefonul la calculator și sunt șanse să ai acces direct la date prin Windows Explorer, Samsung Keys sau Smart Switch. Cum am arătat și în clipul meu din 2015, recuperarea datelor merge direct pe Android până la versiunea 6, dar versiunile ulterioare cer aprobarea accesului la date, așa cum se poate vedea, fiind necesar să fie aprobat deja accesul în prealabil la același calculator sau să-l aprobăm așa cum voi arăta ulterior. Al doilea caz, atunci când ai configurat o metodă de securitate. PIN. Parolă model sau amprentă, prima dată voi debloca accesul și apoi voi conecta telefonul la calculator pentru recuperare. Voi detalia pe rând aceste metode de deblocare a ecranului pentru accesarea datelor sau backup. Dacă ai setat deja un cont Samsung pe telefon, este cea mai bună situație pentru că poți face backup la date și poți debloca orice metodă de securitate intrând pe pagina Find My de pe un alt dispozitiv conectat la internet. Intru cu contul Samsung și în dreapta este meniul cu opțiunea de backup. Selectez datele de care am nevoie. Pentru a câștiga timp, aici am selectat doar un singur lucru și apăs butonul backup. Pentru a folosi această metodă, este necesar ca telefonul spart să fie pornit și conectat la internet prin Wi-Fi sau date mobile. Apoi pot face unlock phone, trebuie introdusă parola, încă o dată, după care telefonul este deblocat. 2. Dacă ai setată metodă de protecție prin amprentă, în majoritatea cazurilor poți debloca direct telefonul folosind amprenta configurată. 3. Dacă ai configurat un PIN, așa cum spuneam la început, conectăm conectorul sau cablul OTG la telefon și la el conectăm o tastatură standard pe USB. Apoi se apasă o tastă de două ori și abia a treia apăsare va introduce prima cifră din PIN. Merge chiar dacă ecranul nu mai funcționează. Pentru corectare, puteți apăsa tasta Backspace și apoi introduceți cu atenție PIN-ul, după care apăsăm Enter și ecranul este deblocat. 4. Dacă ai configurată o parolă, similar cu punctul anterior, conectăm tastatura USB la telefon cu ajutorul cablului sau conectorului OTG, se apasă o tastă de două ori pentru a apărea căsuța parolei și abia apoi se începe introducerea parolei. Dacă cred că am apăsat greșit, pot șterge apăsând de mai multe ori tasta Backspace, chiar dacă ecranul nu afișează. Apoi se introduce cu atenție parola, după care apăsăm Enter și telefonul este deblocat. 5. Dacă ai configurat un model de securitate, va funcționa doar dacă se mai poate vedea pe ecran o parte din model, astfel încât să-l poți forma corect. Cum spuneam la început, folosind conectorul sau cablu OTG, voi conecta un mouse standard la telefon. La primul clic de mouse se va activa ecranul și putem vedea cursorul, apoi fac încă un clic ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului, mișcându-l pentru a apărea modelul pe care îl formez la fel. Țin apăsat butonul stâng și mișc mouse-ul în forma dorită după care telefonul este deblocat. După ce am deblocat telefonul prin una din metodele arătate, îl conectez prin cablul USB la calculator pentru backup sau copierea datelor. În acest moment, pentru backup, putem folosi aplicația Smart Switch de la Samsung. Intru în preferințe prin meneul din dreapta sus, selectez ce vreau să salvez și apoi apăs OK și confirm. Selectați doar ce aveți nevoie pentru că altfel backup-ul poate dura foarte mult, după care aleg backup. Atenție, dacă ați selectat anumite opțiuni de backup, pe telefon va apărea o fereastră de permisiune ca aceasta. Dacă nu ai cum să apropii accesul, poți selecta doar și mesages pentru care nu se cere aprobarea accesului din telefon, iar backup se face direct. La aplicația Smart Switch recomand versiunea 4.1 sau mai veche, pentru că începând cu versiunea 4.2 este necesară instalarea aplicației și pe telefon. Lucru mai greu de făcut când ecranul este spart. Am pus linkul în descriere, în speranța că va mai fi accesibil pe viitor. Se mai poate folosi și Windows Explorer pentru a avea acces la fișiere, poze, filme și altele, care se pot copia direct. Modelele de telefon și versiunile aplicațiilor se tot schimbă și pot exista multe lucruri care nu vor funcționa. Nu le pot acoperi pe toate, dar mai pot arăta o o soluție pentru aprobarea accesului prin USB la telefon necesară începând cu Android 6 dacă nu ai mai conectat telefonul în prealabil la același calculator și nu ai aprobat deja accesul. Acest lucru funcționează doar dacă ai un mouse Bluetooth și se mai poate vedea o parte semnificativă din ecran, chiar dacă touch nu mai merge. Conectezi mouse-ul USB prin conectorul OTG, iar din meniul de sus Activez Bluetooth și apoi fac conexiunea între telefon și un mouse Bluetooth, după care pot conecta telefonul la calculator prin cablul USB și voi folosi mouse-ul conectat prin Bluetooth pentru a aproba accesul USB. Se poate face la fel și cu accesul la telefon al aplicației Smart Switch, dacă se dorește backup și la alte lucruri în afară de contact și messages, cum spuneam mai devreme. În caz că nu ai un mouse Bluetooth și este vizibilă măcar o parte din ecran, o altă soluție pentru accesul la fișiere, poze și filme, prin Windows Explorer este activarea modului programator, care va oferi accesul la meniul cu opțiunile de conectare. Cu mouse-ul conectat pe USB, intru în setări, despre telefon, informații software și voi da de mai multe ori dublu click pe număr versiune până apare mesajul că acest mod a fost activat. Apoi intru în setări, opțiuni dezvoltator, configurație USB și selectez PTP după care conectez telefonul la calculator prin cablul USB și am acces la memoria și cardul telefonului prin Windows Explorer. Pe lângă cele prezentate mai sus, sunt și alte variante de deblocare a ecranului lui pentru cei care au activate metode biometrice, recunoașterea feței, irisului, a vocii și altele introduse ulterior apariției acestui clip. O altă soluție ar fi dacă ai configurat backup automat, poți reface datele direct pe un alt telefon Samsung în caz că ai backup în Samsung Cloud sau pe un alt telefon cu Android dacă ai backup în Google Drive, folosind același cont Samsung sau Google, după caz, chiar la introducerea contului pe noul telefon. Iar pentru Samsung se poate face în plus și din setări, Cloud and Accounts, Backup and Restore, Restore Data. Încă o soluție doar pentru cine are un telefon compatibil Desktop Experience este de a folosi un dispozitiv DexPad pentru a conecta telefonul direct la tastatură, mouse și monitor. Iar pentru unele variante mai vechi, merge aplicația Samsung SideSync, dacă se poate face conexiunea între telefon și calculator. Acestea au fost câteva sfaturi ce pot fi folosite ca punct de pornire pentru a recupera datele de pe un telefon Samsung cu ecranul spart. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să apreciezi acest clip. Îți mulțumesc.